Credeți-mă pe mine, eu nu vă spun minciuni. Ia uite, am intrat amuși, am tras de ușă. Da, frate, din cuiet și acum. Ia uite, fratele meu, vezi? Frate de cruce. Eu nu-ți cred nici eu, dar ești fratele ei de cruce. Nu, da, dar eu așa îl suport. Eu așa vreau, pentru că eu n-am părinți. Eu îl suport, așa, cu Sinder. Și eu îl suport. Da, și te rog din tot inima. Luați măsuri, domnul polițiști. Nu se face așa, ne încalcă regula. Cum nici ne zmungă telefon, dar și ea lui telefon. Și ați cam ușa să n-aș să-l mai vieți, așa ne-o țâs. Da, da, așa de ce. Eu te-o, frate, o țâr. Și un scop, e că am avut telefonul ăsta, trebuie să aibă microbi de la părintele. Dar cum? Trebuie să mă duc să-l desfințez. Dacă nu, eu rup cablu cumva. Că o tras de cablu. Da, oleacă, da, frate. Și că roagă să ne-l plătească și cablu. Te rog frumos, domnul polițist. Ia uite aici, oleacă, ne-l rup, frate, domn polițist. Ia uite-o. El așa era urmai, dar mai tare. Și zici de cablu, tot să-mi cumpere un cablu. Dar roagă-l pentru că el ne-a zmuns. Popa ăsta ne-a zmuns. Eu nu știu familia și numele, nu s-au prezentat. Te rog, domnul polițist. Dacă nu faceți cum ascultați, eu mă duc la guvern și protestez acolo și rog guvernul. Și la metropolie. Și la metropolie. Nu, da. Cum așa să-mi fac ele mie, să-mi cal și mie? Și a lui telefonul. Poftim? Probabil, am nu știe. Ascultați ce vă spun eu. Da. Ia ca și-am auzit. Și-am auzit eu. Eu El a spus că aici nu-i guvern și nu protestați aici. Aici e casa Domnului. Da, dar dacă sare la bataie, nu-i casa Domnului. E casa bătăușilor. N-ai văzut, e că au văzut camerele astea două. Au văzut cum sare la bătaie. Și la mine și la fată. O sărit și la mine și la fată. Și fel de casa Domnului dacă sunt niște bătăuși mărdeiași ca la pușcărie. Nu-ți face așa la casa Domnului. Mai ales cu oameni bătuți de soartă. Nu a vrut, da, dar și-au pierdut mințele. Cum nu a vrut, dar ne-a smuls telefonul. O mirosit prea mult de asta, tămâie și eu pierdut mințele. Și nu ia că el îi la dus la așa, îi faci ies la tău. Așa ne-a făcut, ne-a și cam muștul ne-ai salpeț. Și cu rău ne-a spus, tu și... Și el mi-a spus, dă-i înapoi telefonul, că nu iau dumneavoastră, ce faci tu? Și el, fratele meu, m-a apărat. Asta după ce așa la... Da, dar ne l-a luat. După ce eu sărit la bătaie așa la încărucior, da, primul, amenința ca zvârle cu sticla. Așa la tot e rău, cu căruț, cu sticla în mine. Nu, așa l-a vă spus, eu m-am auzit tot cuvintele lui. Și popa tot. Și popa tot. Așa este tu. Și eu am venit să mă rog. Casa Domnului nu există. Nu, el a venit, el vrea liniște, el vrea liniște. Când, când mugea toate boxele de aici, s-a auzit toată cântarea din biserică, nu era deranjat. Acum când noi protestăm, el îl deranjează. Hai și uite rămăruță. Așa. Ia că te așa faceți, dar pe noi nu se poate. Da, cum nu se poate? Ia că întreabă de domnul polițist, se poate ori nu se poate? Întreabă de polițist, poate ori nu se poate? Cui trebuie asta? Ia că nouă ne trebuie ca să atragem atenție. Poftim? Am că dreptul. Unde, unde nu se poate așa? Intrat în biserică, intrat în biserică. Ia că aici iar vine la bătaie și iar amenință. Miriu, să nu fugi, stai după mine. Da, ați vrea să fie liniște, cum a fost o lună, două luni, de când era rampa asta? Se poate, se poate, e libertate de exprimare. E drept fundamental. Cum aveți voi dreptul să faceți zgomot în parc, o sărit la bătaie. Ce v-am făcut eu dumneavoastră? Dumneavoastră ați încuiet ușa. Nu sunteți cheile, nu? Da, dar voi ușa deschisă. Ați încuiet accesul la toaletă. Oamenii nu se pot duce la toaletă. Așa e că catedrala asta nu are toaletă. Nu are toaletă. Nu are toaletă. Murdărie. Murdărie. Știu, și oamenii nu se pot duce la toaletă. Cine și cum se vine? Rampa e inaccesibilă, ușa e încuietă, toaletă nu există. Trebuie închisă hardul de ieșire. O fost deschisă până mă, dar am o început. S-a început acum. Și mine băieți doi m-au ajutat. Și eu fost. Și mișunis. Nu vă rușine pentru mișună. Și o să credință aveți în voi dacă nu înțeți. Înțelegi? Nu mai mi-a zis, vă spun poate bă. E ca ați fost la toaletă, așa e mare toaletă catedrala. Dar nu se poate așa. Aici e catedrala. E libertate de exprimare. Suntem un stat laic de drept, știți Constituția. Am uitat ce alea spate. Nu tăi ce alea, ci ilegal. Și asta e legal. Libertate de exprimare e ilegal.
Periculos, nu? Frate, unde-i trompeta, frate? Ți-am zis că e acasă. Al data îți vin cu trompetă. Următorul protest îl facem la mănăstire, la cum o cheamă, la mitropolie cu trompetă. Ia că eu sunt vorbim acolo cu frate, nu știu. Frate, nu m-a opus și mi-a bate un an. Păi da, da, ușa e închisă, e încuietă, nu știu ce a făcut. Nu e încuietă, domnule. Hai să tragem de ușă acum. Nu, amu, hai să tragem de ușă. Hai, închipul aici ești în cărucior. E pus o lemn acolo. Închipul ești în cărucior și nu poți să intre. Ce-ți faci? Păstorul, ia că nu știu ce era. Ia că trage omul de ușă. Care om trage? Om în cărucior. Încă dacă poate ajunge, sper că e posibil să nu poate ajunge. Matea, părinte, mi-a zis telefonul, mă bate. Distribuiți pentru domnul părinte, rușine să le fie. Filmat și transmite pe internet, Instagram, Facebook, și aveți încredere, nu trebuie să aveți încredere în popa. Eu asta m-a, cum spun eu, m-a chestrat-o, vă spune telefon și mi-a smuns cablu. Rugați să-mi plătească cablu. Rușine, părintele, rușine! Nu știu cu el, părinte, dar e un popă. E popă cu turoșile. Jos, mătule! Jos, mătule! Jos, mătule! Jos, mătule! Rasă! Frate, domnul părinte, să ne ducem acolo. Scrie în plin. Da, domnule, unde este? La sectorul 1. Aici, la sector. Dacă te-ai dat, frate, eu sunt urnuști. Ce vă interzăci? La sectorul 1, lângă unii nescriitori. Eu nu știu să... Mai încolo. Mă recunosc, eu nu știu astăzi cu legea. Pentru mine e poliție, da. Da, scrie poliție. Jos! Jos, da, jos, hoție, moție! Jos, moție, ne-ați furat! N-aveți dreptate, corupție! Vă bani? Da, frate. Da, e, dar nu am băut, eu am băut din pahar. Nu, să... Jos, că voi vă bateți joc de noi! Interziți-ne, nu-mi dați mie pensie, n-am nici o pensie! De mine lumea mă ajută cu ce poate! Jos, mafia! Corupția, nedreptate! Eu vreau dreptate și să fie libertate, să nu fiți copii! Da, acum protestăm pentru drept de acces, la împotriva discriminării, ok. Lasă-l, ia, o deschis ușa, vai, cu ocazia asta. Ai văzut ce efect are un protest? O deschis ușa!